Bună seara! Continuăm proiectul nostru aici cu oameni din județul Bistrița Năsăud pe Tele 21. V-am spus săptămâna trecută despre ce este vorba. Vă mai amintesc pe parcurs, poate la finalul emisiunii, pentru că aveți, de fapt, un invitat special, eu așa îl consider, pentru că îl cunosc de foarte mult timp, de 24 de ani. Suntem în iunie 2024, în urmă cu fix 24 de ani, în iunie 2000, Nicolae Moldovan, că despre el este vorba, a câștigat primul mandat în administrarea și conducerea și cum vreți voi a orașului Becleanu. Au trecut 24 de ani, sunt multe 6 mandate, enorm de multe. Rămâne la latitudinea fiecăruia dintre dumneavoastră să judecați ceea ce s-a făcut în Beclean, dar beclanarea a judecat și în 2024, alegându-l pe Nicolae Moldovan, realegându-l pe Nicolae Moldovan cu peste 70% din voturi, ceea ce spune multe despre impactul omului Moldovan, dar și al politician Nicolae Moldovan. Dar al omului și al politicianului care nu a schimbat niciodată partidul în care a intrat cu foarte, foarte mult timp în urmă, în PDSR, mai pe urmă în PSD și așa mai departe. Bună seara! Bună seara și mă bucur că e pentru prima dată în nou studio, care de fiecare dată inițiativele, curajul și dorințele de a face ceva nou. Eu întotdeauna sunt alături și apreciez foarte mult că ne aflăm într-o primă emisiune aici. Da. Și primă emisiune primă și din și încă nu din nou mandat, din vechiul mandat, dar frumusețea administrativă și administrației este atunci când faci lucruri pentru oameni și oamenii apreciază lucrurile, fiindcă aceste lucruri care noi le facem sunt pentru ei și pentru noi toți, că folosim toți infrastructura și toate reușitele, atunci ai o bucurie, o liniște, dacă vreți, și de ce nu o satisfacție profesională că atitudinile sau, știu eu, deciziile care le-ai luat, uneori nu ușoare, au dat rod. Adică sunt apreciate de comunitate. Fac parte dintre cei care au cunoscut Becleanu în anii 70-80 ai secolului trecut, 1978-1979. Am văzut Becleanu și în 1997, în 1995 și în 2000, când ați preluat mandatul de primar. Și l-am văzut în 2024, transformarea este spectaculoasă și cred că, iată, urmează un nou mandat în orașul Beclean, care, sigur, administrează una dintre stațiunile care au avut boom, așa, economic, ca să zic, și care au adus în zona, din toată țara, turiști, așa cum cândva spuneai că doresc să se întâmple, s-a întâmplat. Figa este perla coroanei. Da, unii au vrut să minimalizeze această reușită, reușită a noastră, și a Transilvaniei. Nu zic lucruri așa de dragul de a spune, de cea a Transilvaniei, fiindcă toată Transilvania e acum, în zilele acestea, foarte caniculare, vă dați seama ce, unde puteau să meargă acești oameni care nu au posibilități să meargă foarte departe, nu au poate nici atâtea resurse în care să cheltuiască mai departe sau în stațiuni, știu eu de care. Și atunci noi suntem o oază pentru cei de aproape din cele 5 județe limitrofe județului Bistrița-Năsăud, inclusiv județul Bistrița-Năsăud, chiar și orășenii noștri, în sfârșit, îi văd foarte prezenți în stațiune, fiindcă s-au cam șters toate, încercau unii alții să pune unele etichete pe stațiune. Vreau să vă spun și să vă garantez că avem cele mai curate ape
chiar sunt impresionat de administrația băilor, fiindcă noi, sigur, nu noi, eu personal administrez, avem o echipă de oameni care se implică și chiar le spuneam că după 50.000 deja de oameni care au folosit toate piscinele, sunt cristal, adică se pretează la orice nivel, avem și o evidență a valorilor efectiv chimice a fiecarei piscine zilnice și săptămânal, așa cum știți, DSP-ul face aceste analize care se duc la laborator, se analizează, fiindcă securitatea și siguranța și sănătatea celor care folosim aceste zone este cea mai importantă. Dar avem această satisfacție că deja 50.000 de turiști este deja cea mai mare, să zic așa, amploare de vizitatori, turiști, de plătitori chiar, și care înseamnă și pentru economia locală. Vă dați seama, nu-i simplu pe crizele acestea economice să ai o resursă locală și nu numai noi. Toți cei care fac activități turistice în acea zonă, deja le văd zâmbetul, le văd prosperitatea, le văd, dacă vreți, deja cred că visează la vreo nouă investiție sau la temir ce gânduri financiare au pozitive, dar este normal să fie așa atunci când muncești, atunci când te implici, să ai și astfel de satisfacții efective. Și suntem chiar foarte mulțumiți pentru această activitate, că am gândit-o, iată pe ce vreme, nimeni nu putea gândi că vreodată Ardealul, Nordul, noi suntem în nord, dacă ne uităm în nord. Nordul întotdeauna avea un cel puțin 5-7 grade minus față de sud, față de mare și nu era niciodată o posibilitate de locație turistică. De aceea cred că nici nu s-a investit într-o asemenea zonă, dar deja avem și noi 38 de grade, 40 de grade. Vă dați seama ce calde sunt apele sau ce răcoroase pot fi apele respective, că nici nu trebuie încălzite, că spunea, bă, dar nu sunt încălzite, nu-i termală. Numai încă cele termale nu-s mai de pe vremea aceasta, vă dați seama, nu poți să mergi la Felix acum, sau la stațiunile, să nu dăm nume, la stațiunile cu foarte multe grade în apă, afară cald, în apă cald, dar deja băile Figa sunt o alternativă și dacă vă uitați în jur, 200 de kilometri în jurul băilor Figa, nu avem o ofertă turistică de genul ăsta. Deci singurele, cea mai aproape e aici undeva la, să zic, în Arghita sau în, lângă Târgu Mureș, apoi până la Bihor, satul mare, nu mai avem oferte turistice în zonă de nivelul stațiunii Belle Figa. Deci suntem, dacă vreți, și o, să zic așa, o alternativă pentru, nu neapărat pentru concediu efectiv, poți să-ți faci concediu la mare, la soare, la munte, dar concediu lunile acestea de 2 luni, 3 luni de vacanță, trebuie elevul, copilul, cetățeanul undeva să-și petreacă timpul liber. Și vă spun eu că cea mai bună alternativă e în această zonă. Oricum, adresabilitatea băilor Figa, pentru că am fost de foarte multe ori, este cea pentru oamenii care nu vor să meargă foarte departe. Departe însemnând chiar din Bihor vin încoace sau mai zic de Moldova, vin foarte mult din Moldova. Sau care nu își permit, de exemplu, un sejur la mare, mai ales că în condițiile actuale Marea Neagră a devenit o mare de lux. E foarte important să știți că băile Figa vă oferă și apă sărată, vă oferă absolut toate lucrurile. În acest moment, băile Figa sunt 24 din 24, 12 din 12 luni. Da, clar, non-stop, putem zice, și de Revelion, și de Crăciun, fiindcă avem acele două centre care sunt puse la dispoziție, adică nu se închid, doar după un program bine stabilit și ca să vă faceți, că nu eram pregătit, dar așa să vă faceți dumneavoastră o imagine a plusului turistic deja de ieri, nu?
da, în câteva zerouri, așa pentru dumneavoastră. Vă dați seama că înseamnă foarte mult această vreme caniculară pentru această zonă turistică. Deci și o activitate turistică... Deci, aproape 900 de mii. Da, de da, oameni. Da. Da, nu, nu, asta e Ron. Ron, nu. Ron, mult. Deci e o activitate economică profitabilă, care înseamnă o speranță pentru viitoarele proiecte. Adică ne dă șansa că ceea ce am gândit pentru viitorul acestei zone, fiindcă e cel mai ușor să pui etichete, să zici, bă, asta nu trebuia făcut, dar ce trebuia făcut? Adică nimic să nu faci, dar nu discutăm de problemele astea, n-am discutat nici atunci când se discutau foarte intens, adică în campanie electorală, am neglijat total această atitudine negativistă tot timpul, dar ne dă această, deci această reușită, această chestiune palpabilă cu documente, vizibil, în fiecare zi se vede că e o reușită, ne dă posibilitatea să gândim la acea zonă, să dezvoltăm acea zonă și o să vă surprind și pe dumneavoastră cum gândește toată România pentru acel punct forte care îi Băile Figa și numai România și Bruxelles. Nu zic vorbe mari, zic realități. Fiindcă odată ce ai un experiment care l-ai făcut pe 10-15 ani, îți dai seama că următorii 15 ani, că noi nu suntem numai pe astăzi. Aici tot repetam, administrația nu se blochează într-un mandat sau într-un an sau într-o zi. Administrația va continua, va fi continuă, perpetuă, și cu noi, și fără noi, și după noi, și înainte de noi a fost. Și atunci noi trebuie să fim motoarele administrative care să mai punem ceva la această dezvoltare care înseamnă administrația publică locală. Și atenție, faptul că am fost foarte luptători pe această zonă, acea zonă, să vă faceți o imagine, nu vorbim de ce e astăzi, că o vedem, oricine vrea să vadă cu ochiul liber, haideți la Băile Figa și o să vedeți tot desfășurătorul, ce înseamnă să nu mai ai macarale, să nu mai ai excavatoare, să nu mai ai... Adică e primul an din 15 ani când am închis într-un fel investițiile și am reușit să punem la dispoziție dintr-o dată numai flori, spații verzi, arbori și terase extraordinare și piscine bine puse la punct. Dar vom face o extindere înainte cu câțiva metri, cu 50 de metri, 100 de metri. Avem acel platou de 49 de hectare, deja în licitație publică se deliberează zilele acestea, săptămânile acestea, viitorul constructor a acestei grădini urbane. Și aducând grădina urbană în zonă, am putut să deviem sau să influențăm sau să impunem traseul drumului rapid. Că vă dați seama, dacă nu era grădina, te trezeai că proiectanții, județul, ministerul, îți transversau un frumos loc de 49 de hectare, ți-l împărțea în două. Nu mai puteai face nici în stânga, nici în dreapta. Așa am adus chiar în limitrof cartierului Podirei. Uh-huh. Și mai mult decât atât, deja Ministerul Transportului împreună, printr-un parteneriat, aducem o pasarelă din centura ocolitoare și trecem peste DN17, peste calea ferată, pe drumul vechi. Știți drumul vechi, da. Și o să facem legătura tuturor turiștilor cu centura ocolitoare a orașului Beclean, dar nu ăsta e de fapt proiectul final. Această pasarelă și această legătură cu drumul spre Băile Figa va fi viitoarea legătură care va lega cele două DN-uri, adică toate comunele, toate UAT-urile, toți cetățenii care vor urca pe viitorul drum rapid sau șoseaua Nordului sau cum îi se va spune, va urca prin centura ocolitoare și prin această pasarelă în stațiunea Băile Figa, adică lângă stațiune acolo vom face o coborâre a acestui drum rapid. Știți că aceste urcări și coborâre a unui drum rapid e foarte strict gestionat, doar la un 50 de kilometri maxim,
sau la 100 și atunci între Deș și Bistrița era singura posibilitate să influențăm, să impunem, să demonstrăm proiectanților, decidenților că se impune, fiindcă aici avem sunt zile când avem și 10.000 de oameni care vor tranzita acel drum rapid sau vor veni pe acel drum rapid în acea zonă. Acestea sunt proiecte pe termen lung. Nu se întâmplă nici drumul rapid astăzi, nici pasarela mâine, nici grădina într-un an, doi ani, dar dacă nu sunt proiecte cu o viziune, nu le concentrăm și nu le vedem ca un tot unitar, pierdem niște pași care nu îi mai poți recupera niciodată. Și pentru asta trebuie să gândim foarte matur administrativ și garantez că acea zonă va fi unică. Evident. Îi este unică este și va fi unică. Da. Mai ales că există, se vede tot mai cald, tot mai mulți oameni care vin, s-a schimbat mult clima și asta ajută cumva vara Becleanu. Însă care în oraș mic și rata, să zicem, absorpția turiștilor este tot mai complicată. Sunt foarte mulți, tot mai mulți oameni vin la Becleanu. Există vreo variantă, vreo soluție, domnule primar? Mai ales că ați devenit un centru turistic, balnear și asta în foarte puțin timp. Eu tot vreau să le spun prietenilor noștri, domnule primar, eu chiar am văzut Diboli. Am copilărit acolo. Exista povestea, dar nu e, să știți că nu e o poveste inventată de Nicolae Moldovan. Ei existau acolo pentru că era sărătura, erau acolo niște lucruri și cam și atât. Figanii, și figanii, deci figanii creșteau. Adică de-aia s-a instruțat boului la figa, de-aia, pentru că erau niște ei erau, deci erau oameni care se ocupau de agricultură, da. Și aveau foarte mulți și bivoli care vindeau laptele la oraș, da. Și acum oamenii mai în vârstă din figa vin, ei aduc lapte de bivoliță, ți-l aduc acasă, la apartament, da. La ușă și îți lasă un lapte care sunt oameni foarte serioși acolo, da, și, pe Figan și poți să da. Îi găsești și în piața la Beclean, la Dej sau la Gherla. Deci asta este. Deci, dar sigur că acum, schimbându-se trendul, da. Deja copiii lor și generația asta mai tânără au prins din mers acest moment, da, turistic, da. Și și-au pus la punct curțile și casele și chiar și-au construit o ofertă de agroturism în acest cartier Figa. Da, și cartier a crescut într-un mod așa uriaș. Figa este deja așa un mini-orășel, cumva, cred că pot să-i spun. E un cartier serios, cu oameni serios și vreau să le dau o veste foarte bună. Mâine, fiind vineri, nu știu când difuzați dumneavoastră, dar vineri, în data de nu știu cât e vineri, 12. Iulie. S-a dat, 12 iulie. S-a dat ordinul de începere la cele 13 milioane de euro, dar nu milioane de euro este importante, ci ce pentru master planul apă și apă, canalizare. Și prima lucrare care o decid mâine cu comisia care se deplasează de la Consiliul Județean va fi aducțiunea de apă care o aducem direct pentru cartierul Figa, sigur că și pentru stațiune, că nici noi nu face față la, vă dați seama, la 5.000 de oameni, la 10.000 de oameni într-o zi, oricât apă ai avea acolo, fiindcă nu se izvoare din pământ, aducem apa tratată din stația de tratare de la Beclenuț, de la Săsarb, și o aducem la 10 km. Dar vom face o suplimentare, un bazin imens, se va pune pe cel mai înalt loc, chiar și cu o fundație mai înaltă, și va alimenta prin cădere liberă. Deci stațiile de pompare mi-am dat seama că nu sunt o soluție, adică oricât pompez în sus, să zicem așa, sunt anumite momente a zilei când nu asigură de suficientă presiune. Și mă bucur foarte mult că oamenii m-au înțeles, mi-au tolerat zilele astea, anii ăștia, acest minus, nu? Că da, există multe. Un minus și putem, și canalizarea am rezolvat-o prin Angel Salini,
a satului Figa, a cartierului Figa și apa, și atunci vom putea să spunem că de la anul viitor nu vom mai avea cel puțin vreo problemă cu apa în zona respectivă. Deci toate aceste noi proiecte vor îmbunătăți calitatea vieții a fiecărui dintre noi. Oricum, Becleanu a luat-o pe un trend ascendent. Dacă, să zicem, în ultimii ani problema de la Dan Steel părea nerezolvabilă, iată însă că un alt investitor, unul foarte serios, a venit și a preluat întreaga afacere de acolo și am înțeles că a început și angajări și faptul că va funcționa acea fabrică de cuie, tablă și chestiuni metalice. Și am văzut, evident că urmăresc pagina, am văzut că v-ați implicat în toată acea problemă la Dan Steel. Era normal să ne implicăm, atât cât ne dă voie legea și legislativul. Așa este, și, da. Dar ne-am implicat și eu cred că a venit un investitor corect, onest, un om deschis și om care dorește efectiv să se facă o activitate economică serioasă. Sigur că începuturile sunt mai grele, dar tot așa știu că deja s-a angajat 100 de oameni. Și cu siguranță are o bază contractuală de export, de chiar și în intern. Va face anumite produse de nișă care să aibă o desfacere ca să asigure venituri suficiente pentru a putea extinde angajările în această fabrică, fiindcă e cea mai importantă fabrică care am avut-o și vrem să rămână pe harta a metalurgiei naționale. Da, Minorul Becleanu era pe harta metalurgiei naționale. Este, era peste Galați. Evident, da. La un moment dat, la Minorul Becleanu avea și o echipă în divizia C. Mă gândesc acum la faptul că foarte mulți dintre cei care vă privesc și vă știu de atâta timp, nu cunosc faptul că s-a reproșează primarilor și dumneavoastră faptul că nu există implicare cu afaceri locale și așa mai departe. Din fericire la Becleanu, însă, vă pot spune că există și acolo o altă firmă foarte puternică. Evident că ea nu este atât de prezentă în distanță. Eu am văzut în Cluj, am văzut-o în Florești, am văzut în celelalte județe limitrofe și aici o spun, nu este niciun fel de publicitate, oră de Romfulda. Foarte important impactul acestei firme în celelalte județe. Că asta e povestea. Și aici vă pot spune cu siguranță că Nicolae Moldovan a avut un rol important în tot ceea ce înseamnă, așa cum spune el. Da, nu e niciun secret. Știți că din copilărie, în copilărie, nu poți să ai diferiți prieteni și în copilăria începuturilor mele economice, să zic așa, profesionale, am avut șansa să-l cunosc pe domnul Teodor Roman. Așa este, da. Și familia, în care am relaționat atunci în acele, să zic, relații oneste și cred că mi-am creat așa o apreciere de onestitate, fiindcă în partea asta comercială trebuie să ai o etichetă bună, da, că foarte mulți cad din eticheta aia de corectitudine, de a fi un bun plătitor sau invers, să furnizezi la timp, știu eu, produsele de care ai contractual. Și cred că pe baza asta, a apărut așa un respect și când a auzit că îs primar după câteva mandate în Becleanu, chiar mi-a împărtășit ideea că ar veni să facă câteva investiții în orașul Becleanu. Am divulgat, uitați-o, nu l-am întrebat dacă pot să spun asta pe post, dar am bucuria că a ales zona noastră, s-au făcut niște investiții serioase prin proiecte europene. Da, am văzut că și partea de oțet și alte fabrici are deja de gând. Da, l-am transferat la Becleanu. Cred că a găsit tot concursul nostru. Nu
noi, ca și instituții, nu putem să punem prea multe facilități la dispoziție, de-aia eu cred că respectul și corectitudinea de a trata un investitor este mai mare decât alte facilități, fiindcă știe întotdeauna că nu îi se pun piedici, nu trebuie să aștepte niște termene artificiale, știu eu, la unele proceduri. Chiar spunea, uitați, domnul Teslaru, care a venit de la Moinești, de la Bacău, spunea, împărtășea când am avut o întâlnire publică cu angajații, făcea el această mărturisire, zicea, la mine acasă, unde stau, trebuie să stau vreo 2-3 săptămâni până mi se dă un certificat. Am venit la Beclean și mi s-a dat aproape pe loc. Adică nu suntem persoanele care să nu facilităm măcar ca zile, ca termene, ca să nu meargă foarte repede o aprobare, fiindcă este corect să nu-l ții pe om care are oricum timpul foarte complicat și foarte aglomerat. Și atunci aceasta, dar nu numai pentru firme sau pentru anumite, știu eu, pentru investitori, orice cetățean vine, lasă la mapă astăzi și într-o oră, fiindcă eu sunt acolo, urcă mapa la primar, se semnează pe loc și se trimite și omul în următoarele minute. Rar sunt care trebuie analizate din punct de vedere urbanistic sau din punct de vedere a registrului agricol, acolo mai sunt complicații, să zicem. Dar în chestiuni de adeverințe, de a certifica niște chestiuni, asta a fost o regulă care s-a făcut o practică a Becleanului, fiindcă eu sunt la servici. Dacă nu mă duc în delegație sau cu delegație, cum am fost astăzi la președintele Consiliului Județean cu o delegație din Polonia, atunci nu aveam cum să fiu și acolo și acolo, dar în rest, de când mă știu eu, am o regulă, ca asta o văd eu ca seriozitate. Adică dacă tot ne-am angrenat în această muncă, haide să mergem și la treabă. Adică să facem, cu cât facem mai multe lucruri într-o zi, cu atâta urgentăm niște proceduri. Știu că țineți mult la Beclean. Stea vă întreb, când avem zilele orașului Beclean? Zilele orașului Beclean le vom avea în funcție de finalizarea Casei de Cultură. Așa, deci vreau să legăm puțin evenimentele, adică cu ocazia inaugurării Casei de Cultură vrem să facem niște evenimente culturale și sigur gen zilele orașului Beclean, nu știu cum vom numi acel moment și cum îl vom, o să-i facem desfășurătorul. Dar săptămâna viitoare avem o activitate de o asociație Celtic, e un concert. Da, săptămâna viitoare, trei zile, trei nopți. Și, deci mai avem și alte activități, dar zilele orașului cred că le amânăm puțin. Să vedem constructorul, am văzut că mai are câteva elemente, dar vrem să sincronizăm aceste evenimente. Deci asta îi și eu cred că nu e o grabă atât de mare să facem. Întotdeauna zilele orașului Beclean. Da, erau vara. Erau vara și ați reușit foarte multe ediții la rând. Ați reușit să le dați așa un parfum aparte cu, totdeauna ați spus că nu vreți să stricați foarte mulți bani pentru lucrurile astea, însă ați reușit să le faceți altfel. Adică eu știu prima ediție, că am apucat prima ediție cu dumneavoastră. Eram foarte tineri. Eram foarte tineri, da, și tocmai cred că era deja mutată primăria în castel, pentru că eu am apucat și primăria, primul loc unde exista primăria Beclean, nu vreți să știți unde era primăria Beclean, da. Ce diferență uriașă este acum. Și de-aia am întrebat de zilașul Beclean, pentru că ele sunt așteptate de beclenari și nu numai de ei, mai ales că acolo sunt foarte mulți turiști la Figa și ei vin să participe la aceste zile. Mă bucur că a spus, ele vor avea loc anul ăsta cu siguranță. Da, da. Trebuie să finalizăm anul ăsta. Da. Centrul Cultural Liviu Rebrean. Da. Dar despre el este vorba. Și spuneți că va fi spre pe terminate, ca să zicem așa. Da, deci cum avem niște elemente și vedem, atunci începem să ne organizăm. Până atunci
facem acum turism, mai mult decât atât, pe această caniculă și momentele astea culturale sunt destul de riscante, să zic așa, adică e o vreme atipică. Da, am văzut un eveniment care s-a făcut zilele trecute în Piața Mare și am văzut cam ce, și s-a făcut după orele 9, am văzut cam ce presiune atmosferică, călduri. Da, turneu Speranță. Da, și atunci îmi dau seama că trebuie văzute și din această perspectivă. Orice manifestare astăzi, am înțeles că chiar astăzi s-a dat și cod roșu de caniculă. În țară, în care trebuie, da. Portocaliu nord-vestul nostru. A, nu, n-am citit, n-am reușit încă să citesc știrea. Mai spre portocaliu, spre roșu și ăla, da, foarte calb, într-adevăr. Da, și atunci trebuie să vedem și aceste schimbări climaterice și să analizăm fiecare acțiune administrativă și din noua perspectivă a temperaturilor foarte ridicate. Da, mă gândeam acum că e cod roșu în Beclean, politic, pentru că ați câștigat încă un mandat și e cod roșu în județ. Da, din punctul ăsta de vedere. Partidul Social-Democrat a câștigat alegerile în județul Bistrița. Vreau să vă spun un lucru, oameni buni. Nicolae Moldovan mi-a spus, și era și Gusti, cred că, colegul meu, că Partidul Social-Democrat va câștiga toate alegerile în iunie 2024. A spus-o asta, cred că, în 2023. Așa a fost, într-un interviu, un interviu mai ardent, așa, unde era și Ion Deneș prezent, fratele lui Nicolae Moldovan, senatorul Ion Deneș. Și atunci Nicolae Moldovan a spus să noi câștigăm alegerile cu niște condiții. A pus și condiții Nicolae Moldovan. Da, e cod roșu în Bistrița Năsăud. Da, și în continuare spun că vom câștiga și următoarele alegeri, chiar și de prezidențiale. Vorbesc de Bistrița. De Bistrița, am înțeles. Sigur, ați văzut ce debaturi. A spus că aici e important cine va fi. Da, va fi important și candidatul, va fi important și contracandidatul, mm-hmm, și este forma în care se pun contracandidații, că aici e o analiză mai națională, chiar și internațională. Subtilă, da, și chiar internațională. Așa, chiar internațională. Dar din punct de vedere a alegerilor parlamentare, din nou, noi, faptul că ne-am făcut treaba, am respectat niște condiții, fiindcă, știți cum e, noi doi suntem aici, sigur, dumneavoastră în presă, eu în administrație. Da, să știți că dacă noi nu respectăm niște principii corecte, oneste, între două părți, indiferent cine-s părțile, întotdeauna nerespectând niște părți, poți să ai rezultate mai bune sau mai puțin bune. Și avem exemplu cel mai bun la partea, ați zis că sunt mai multe coduri, nu? Galbene, da, galbene, albastre sunt? Albastre, cod albastru, n-am auzit. Ăla era SRI, dar nu vorbim acum. Nu, atunci galben, nu știu, galben, alte coduri. Codul ei, galben, cei, este da, cod galben, da, și verde, da, galben, a, portocaliu, bun, deci, și roșu. La codul galben nu s-au respectat părțile. Deci sunt părți, sunt blocuri. Blocuri în interior, în același bloc, sunt blocuri în bloc. Știți cum vine? Blocuri așa în bloc. Așa a fost să fie în codul. Da. Exact. Și faptul că nu s-au respectat, faptul că ei cred, unii cred, că noi putem să ne mințim unii pe alții și electoratul nu aude. Sau țara nu aude. Sau votantul sau cei care ne apreciază nu știu orice știe. Fiindcă așa e viața făcută încât știm unii de ceilalți. Și marea pierdere, dacă au avut o mare pierdere și dacă o să-și facă vreo analiză, îi ajut eu să facă această analiză, de la punctul ăsta să plece, cât timp nu se respectă blocurile în același bloc, apar niște falii care pot să... Știți că marile, să zic, calamități se întâmplă întotdeauna când se întâmplă acea
între falii. Se deplasează falii. Exact. Și atunci se macină, se macină între ei. Și eu cred că asta a fost o dovadă pe termen lung, trebuie să învățăm toți de la acest, de la această, să zic, învățătură pe pielea lui cineva, când oamenii nu știu să-și armonizeze orgolile și n-au știut să intre în această abordare, cel puțin teoretic, dacă nu și practic, poate chiar la linie nu se poate întotdeauna, dar cel puțin teoretic trebuie să intre ca o singură echipă, ca un singur gând, ca o singură idee și să aibă fiecare ideea de a câștiga sau de a recupera. Și o altă greșeală care se face atunci când vrei tot. Tot pentru tine, tot pentru partid, tot pentru galben, tot pentru roșu și nu admiți din start că sunt zone care le pierzi. N-ai cum să câștigi tot. Nu există partid și nu va exista vreodată de 100%. Clar. Și atunci când admiți că nu ești de 100%, adică nu mai ești partidul totalitar, atunci trebuie să admiți anumite zone că le pierzi din start. Adică ei trebuie să accepte, din orgoliu unor nu știu cine, să accepte că Becleanul se pierde, de exemplu. Și atunci făceai o strategie pentru Beclean, altă strategie pentru Năsău, altă strategie pentru Bistrița, altă strategie pentru St. George. Dacă nu faci strategii greșite și te lupți unde nu-i de luptat, pierzi tot. De exemplu, la Beclean au pierdut și viceprimăria, și primăria, și vă dați seama că garantez eu că o să... Dacă e cod roșu, cum va fi consiliul local? Roșu și verde și vreau să vă spun că eu am o încredere că chiar și cu cei de la Alianța ADU vom putea să găsim părți comune în care să ne armonizăm încât să susținem. Da. PMP. Consilieri. Bun, nu știu cum va fi repartiția efectivă, cine va intra în consiliu efectiv, dar eu am încredere. Dar cel puțin în UDMR avem deja o idee de a ne pune la aceeași masă cu AURU și cu cei de la ADU. Și PNL-ul trebuie să învețe că atunci când nu știi să-ți respecti, să spun așa, aliatul, poți să pierzi tot. Aveți experiența viceprimarilor și eu știu foarte bine Nicolae Moldovan, ca și primar, a lucrat foarte bine cu un viceprimar de la UDMR. Și cu PNSCD-ul am lucrat. În primul mandat am avut viceprimar cu domnul Pop Flaviu, de la PNSCD. Și am lucrat foarte bine. Numai ei nu au lucrat foarte bine cu mine, nu știu de ce. Nu ei. Vorbesc așa, după 4 ani de relație, nu i-am zis niciodată viceprimarului, nici nu m-ați auzit într-o expresie, nici acum nu o să mă auziți, nici după. Dar mi s-a părut incorrect și mi se pare incorrect atunci când ești un om de echipă, ești un om care stai la masă și discuți și tratezi și tratezi la egal. I-am chemat la orice manifestare, i-am pus în față. Uneori eram bănuit de ai mei că avem noi cu primarul de aici, cu așa mi-o șters această legendă. Să zic, da, legendă, că eu nu știu ce am eu cu nu știu cine și eu sunt mai liberal ca liberalii și așa, s-o șterg și asta, s-o șterg și cealaltă cu candidatul care n-o mai câștigat. Și îți bune câteodată, dar e dureros pentru ceilalți, fiindcă nu învață din experiențele altora și trebuie să înveți din propria experiență. Și pierzi și 4 ani și trec și poate nu te mai revitalizezi și are efect și la parlamentare. Atenție! Deci jocul prost făcut, scuza să nu zic altfel, jocul ăsta așa pe după, las că îl gata, vi-l schimb, expresii de genul ăsta, eu vi-l schimb. Mă, nu schimbă, poporul schimbă, cetățeanul schimbă, nu liderul schimbă. Niciun lider nu poate schimba, oricare ar fi el, de la cel mai înalt și până la cel mai mic.
Nu schimbă, dar liderii, să văd că schimbă, ei schimbă. Ți-l schimb, gata, pe ăsta ți-l-am schimbat. Na, gata, uită de el. Ce expresii te-ai ăsta? Și va pierde și va avea un singur parlamentar. PNL. Da, culoarea asta. Va avea un singur parlamentar și fiindcă s-a jucat foarte, foarte... nu s-a făcut o analiză matură, nu, așezată. Da. Excludeți orice fel de coaliție în parlamentare, adică Bucureștiul să decidă o listă comună la parlamentare? Nu cred. Nu știu. E problema Bucureștiului asta. Eu vă spun ce sentiment avem noi local. Deci mie Bucureștiul sau nu știu cine nu poate să-mi impună în interiorul meu ceea ce eu am analizat că e corect și incorect. Eu nu voi fi niciodată ce-i corect e corect și ce-i incorect e incorect. Adică... Da. Nicolae Moldovan spune despre corectitudine pentru că el a fost corect și vorbea de orgolii și a călcat peste orgoliu și a mers, ca să zic așa cum a promis că va merge, susținându-l pe Radu Moldovan la candidatură, că PSD a câștigat alegerile, trecând peste foarte multe orgolii, vă spun eu. Nu a fost simplu absolut deloc. Dar orgolile rămân? Dar orgolile rămân. Da. Până la toamnă? Până la toamnă. Așa cum ați spus, când am mers toată la Beclean, la analiza și la alegerile din organizația Beclean, ea, clar, având rezultate foarte bune, nu bune, foarte bune, va avea acel loc... Nici nu mă pot gândi altfel. Nici nu încape îndoiala să fie altfel. Da, organizația Beclean a spus-o chiar la când am avut în 22 alegerile, am spus-o. Singura, să zic, dorință, doleanță care o avem din punct de vedere că rezultatele le-am câștigat pe munca noastră, pe ce vreți, acolo, de când, din 2000, le tot câștigăm. Singura doleanță politică, că avem și noi doleanță politică, este Senatul eligibil, adică locul întâi la Senat, care este eligibil, care clar. E eligibil, să fie a organizației Beclean. Sigur, în colaborare cu județul, cu președintele, cu comitetul și cu organizația Beclean, vom sta la masă și vom decide candidatura unui beclenar. Dacă e ceva pertinent, dacă nu, vom transmite la momentul respectiv următorii pași care îi face o organizație. Sunteți liderul de facto al organizației, sunteți în același timp și prim vicepreședinte al PSD Bistan Săud, în același timp un politician cu influență în interiorul partidului, sigur aici tot timpul a spus că, mă rog, face și referințe la președintele Radu Moldovan, care și el este un om puternic în Partidul Social Democrat. Este anul PSD, din câte se pare, și parlamentarele vor arăta acest lucru. Spuneți-mi tot și prezidențialele. V-ați gândit, aveți o persoană deja numită sau încă analiza? Nu. Am convenit cu conducerea și a partidului Organizația Beclean, dar și cu organizația Bistrița Năsăud. Am convenit că persoana o să o discutăm împreună, o deliberăm împreună, indiferent care va fi numele. Dar subliniez, din orașul Beclean. Sigur, care își dorește cumva să candideze și nu știu, să-și facă mutația rapid în organizația Beclean. Complicat așa. Bun, am făcut așa așa glumă. Sigur, nu-i poate fiecare să facă ce își dorește, numai că, subliniez aici, trebuie să ne uităm la succesul Bistriței. Domnul Lazani a avut singura șansă în care toată echipa, tot județul,
Radu Moldovan, Daniel Suciu, Bogdan Ivan, fiecare primar, de la Romeo, Nicolae Moldovan, Paul Stier, și aș putea toți ăla, o trebuie să sune cel puțin neamurile, că fiecare aveam neamuri la Bistrița, cel puțin, să nu mai zic biserici, să nu mai zic alte zone, în care să spunem votați Gabriel Lazani la municipiul Bistrița. Și atunci, uitați că avem o mare reușită. Asta ne dă siguranța clară că atât prezidențiale cât și parlamentare le vom aborda într-o altă manieră, total diferită de la locale, fiindcă așa. Și atunci aici e exemplu. Când nu suntem în aceeași echipă, dorind să câștigăm noi tot, adică nu știu care, noi tot, atunci, sigur, nefiind într-o aceeași echipă, pierdem pe termen scurt și lung. Și atunci, cred că trebuie să fim foarte maturi, să găsim întotdeauna soluții, încât partidul să aibă cel maxim posibil în acea etapă electorală. Exact ce am zis, că galbenii, celălalt cod, nu a găsit o formulă în care să se pună la masă, să discute și să găsească o soluție încât să măcar să nu piardă ce au avut. Interesant ce spuneți, mai avem câteva minute. Deci o voturi, nu 2000 sau 5000 sau 10000, ca să ne înțelegem. Sunt anumite poziționări, întotdeauna parlamentarele și senatul și deputat 2 în orice partid au stat în câteva voturi, în 200, în 300, în 700 de voturi. Este, fiindcă nu avem, vă dați seama, ca să ai din 200%, trebuie să ai practic 50%. Ai undeva la un 35%. Și atunci trebuie să maximizezi, să ai maximul de voturi, atât la Senat cât și la deputat 2. Mai am două întrebări. Îl cunoașteți pe Mircea Gioana. Și v-aș întreba dacă ca lider al Partidului Social Democrat, lider de fapt, sunteți un om cunoscut în partid, indiferent de alte povești care nu au niciun sens, mai ales acum. L-ați cunoscut pe Ion Iliescu, ați cunoscut toți premierii. Se poate face o comparație între Marcel Ciolacu versus Mircea Gioana. Mircea Gioana care a condus acest partid. Nicolae Moldovan, ce crede? Poate fi Mircea Gioana un prezidențiabil? Nu, Nicolae Moldovan e om de partid. Nicolae Moldovan este omul PSD și întotdeauna, dacă vei face vreodată, vei încerca să faci o comparație între Radu Moldovan și oricare dintre... Da, e complicat. Ăsta niciodată nu o să-l auzi pe Nicolae Moldovan. Chiar dacă vom avea vreodată sau am avut sau avem vreo discuție, vreo dispută, în a compara lucrurile cu altă persoană, prieteni, frați, surori, ce vreți voi, ce vrei să spui în comparația asta, mi se pare corect să fii un om de partid atâta timp cât ești în partid. Dacă aș deveni vreodată independent, atunci am putea să discutăm relația independenților. Dar deocamdată sunt omul PSD. Și întotdeauna voi spune că domnul Ciolacu, care și ați văzut, mi-a dat cea mai mare onoare să-ți vină premierii României, să-ți vină înainte de alegeri. Clar a fost un plus de tot ce vreți dumneavoastră. Am un respect până deosebit, cum am avut și față de Mircea Gioană și față de Victor Ponta. Și eu nu o să mă dezic niciodată de lideri sau de oameni care am împărtășit, știu eu, idei, proiecte, o relație onestă între un om de administrația unui oraș. Dar nu se pune să facem comparații, dar am văzut că îl studiază pe Mircea Gioană diferite partide. Da. Am văzut studiindu-l și liberalii, studiindu-l și Marcel Ciolacu fiind PSD, și PSD-ul, și Paul Stănescu, și se fac aceste, sigur, adnotări,
Până nu vedem candidații, dar eu văd că Marcel Ciolacu poate fi o, un succes, fiindcă ați văzut că avem, avem deja primării, consilii județene. PSD este cel mai puternic partid în acest moment din țară. Dar vom decide în august, am înțeles? În august, congres în august, da, la congres, și vă garantez că Nicolae Moldovan va fi un om de partid. Comentați într-un fel sau altul, pentru că aveți legături multe și cunoașteți foarte multe, posibila revenirea lui Helvig în PNL și preluarea partidului? Am văzut astfel de, de soluții. V-am zis, aici iarăși, până nu se cristalizează, fiindcă în fiecare partid sunt blocuri. Blocuri mai mari, blocuri mai mici, dar nu putem să spunem că nu există mici dispute între blocuri și atunci depinde ce bloc câștigă și acolo. Și poate fi o soluție, dar eu am văzut cât timp va avea președintele actual, va avea o, o prezență efectivă, eu cred că îl va susține în continuare pe Nicolae Ciucă. Eu așa cred că va fi susținut din temelii, să zicem așa, dar nu este rău să fie alternative și în același partid. Că nu poți să stai într-un singur om. Dar nu dau eu acum, sigur, soluții sau idei. O să aibă timp să-și discute prioritățile. Dar am văzut că există o, există o, o discuție în jurul celor doi, două soluții de candidaturi. E ultima întrebare, știu că mai putem devia de aici, dar mă gândeam la Nicolae Moldovan după 24 de ani de primărie. Un beclean transformat total, asta chiar dacă nu... Asta n-am stare să o campanie de ce s-a mers pe această variantă în care nu s-au cu nimic în background. E o tâmpenie, evident, dar nu te poți, să zicem, pune cu oamenii și cu strategiile greșite, de altfel, așa este, aveți dreptate. Ca dovadă. Ca dovadă, strategie greșită în background. Vreau să-l întreb pe Nicolae Moldovan, pe bunicul Nicolae Moldovan, până la urmă, un om de familie desăvârșit, să știți, Nicolae Moldovan... Totdeauna și-a ținut familia, nu neapărat ascunsă, dar a fost foarte discret în ceea ce privește pe doamna doctor, de exemplu, sau așa mai departe. A fost sau fetițele. Sau fetițele, da. A fost un tată exemplar și discret. Și acum este un bunic, nu chiar foarte discret, că a mai ieșit bunicul cu... Mai rar. Mai rar, așa. Ce-și mai dorește Nicolae Moldovan? Nu, ce-și mai poate dori Nicolae Moldovan? Deci e foarte simplu. La 54 de ani în care ai făcut tot, practic. E foarte simplu. Întotdeauna am o regulă, a vieții am o regulă. Noi putem visa, noi putem să ne dorim. Nu înseamnă că dacă ne-am atins toți pașii, n-avem dreptul să intervenim atunci când considerăm că se greșește. Și voi fi în continuare, când simt că se greșește sau când nu se respectă niște nu promisiuni, niște lucruri stabilite, voi fi omul care voi spune lucrurilor pe nume și vă spun și de ce. Fiindcă Nicolae Moldovan nu-și dorește ceva anume. El consideră că îi și va fi și a fost pentru că așa a fost un scris. Și aia puneți ghilimelele cât vreți dumneavoastră. Un scris, adică a fost un moment în administrativ în care a trebuit să facem niște lucruri, să schimbăm niște lucruri. Și a fost, știți cum e, momentul și omul. Și atunci când consider că lucrurile se întâmplă așa și nu tu ești nici, vă dați seama, nu eu... am influențat sau oamenii. Oamenii au făcut asta, oamenii au venit lângă tine și eu am tot spus-o ca să-i temperez pe ceilalți, ca să nu greșească foarte mult.
Și le-am zis, bă, dar nu eu-s vinovatul, că eu îmi votam, unul singur. Bun, și familia mea, că toți mai avem familia, nu? Mai o fi 10 voturi, mai o fi 100 de voturi. Dar până la 3.000 de voturi, n-ai cum să 3.000, vă dați seama, na, cum faci? Deci și oamenii sunt, de fapt, cei care decid. Și în continuare spun, oamenii sunt care decid. Sigur că pe noi viața ne poate duce într-o anumită conjunctură sau altă conjunctură, dar în final oamenii decid. Noi nu putem să ne punem noi undeva. Bă, Nicolae Moldovan vrea primar. El a vrut, dar dacă nu-l puneau oamenii, și ceilalți au vrut. S-au bucurat încă, erau bucuroși înainte, duminică, jubilau. Ieșau unii. Unii. Ieșau, erau ieșiți. Dar asta trebuie cetățenii. Deci, noi trebuie doar să ne facem datoria și oamenii sunt cei care scriu în dreptul nostru. Într-un fel sau altfel. Ei sunt care decid în dreptul nostru o variantă sau alta. Nu, noi oamenii am decis, de exemplu, am schimbat poate ideea unora care au vrut să facă altceva, nu? Da. Și noi oamenii am schimbat. Noi oamenii am zis nu, nu face aia, că face asta. M-ați înțeles? Și acum fac ceea ce am decis noi că trebuie să facă. În continuare tot la fel se va respecta. Aceeași cutumă. Oamenii vor decide cine va fi președintele, oamenii va decide cine va fi senator, oamenii vor decide cine va fi deputați. Noi, sigur, noi gândim, noi ne dorim, unii visează deja să văd într-un fel sau altul, dar noi oamenii decidem. Și noi suntem și noi până la urmă urmei oameni și noi decidem în dreptul acelor persoane sau acelor momente. Cred că m-ați înțeles. Am înțeles. Bun, oameni buni, punem punct aici. Un emisiune care aș vrea cumva să mai facem și în alte moduri, pentru că Nicolae Moldovan este întotdeauna în primar surpriză, dar vor veni și zile orașului, mai sunt evenimente, vinerea viitoare la Figa veți putea merge la festivalul Celtic, interesant, peste o săptămână, 19 începe, este un trupă invitată specială, o să vă vorbesc săptămâna viitoare despre ea. Bun, ceea ce facem noi aici este un proiect cu care îl fac împreună cu Remus și cu Mirel. Este un proiect în care vrem să aducem foarte mulți oameni și să mergem la foarte mulți oameni acasă, asta se sună la Remus, și să vă arătăm cum arată județul așa în realitățile lui și în realitatea lui. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. Eu vă mulțumesc. Prezența. Așadar, nu uitați că pe Nicolae Moldovan îl găsiți la Beclean. Este primarul Becleanului aproape dintotdeauna. Îi urăm succes mai departe. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat deja răspuns. Mulțumesc mult. Asta a fost. Până la nouă revedere. Numai bine, sănătate.